mare decât al doilea. Adică al doilea, ca să ajungă la vârsta ta. Are 3 ani. Acela are 3 ani, sigur că da. Ca să ajungă la vârsta ta, ăla care e mai mic, de 3 ori să-l mulțim. Iată, am făcut eu așa. Că au egal cu de 3 ori B-ul. Cum ai fi tu 9 ani, ai, față de celălalt tu, de al doilea care are 3 ani, tu ai de 3 ori mai mult. 3 ori B. Deci e bine spus. Vezi asta. Dacă ar fi spus cu 3 mai mult. Dacă ar fi spus că A are cu 3 mai mult decât B. Atunci, lui B aș fi adunat 3. Atunci A ar fi fost B plus 3. Da? Ești atent? Ești atent, da? Deci atenție, când spun de 3 ori mai mult, adică trebuie să-l mulțim. Când zic cu 3 mai mult, cu 3 mai mult, adunăm 3. Deci facem distinție tot așa. Bun. Iar al treilea, adică C-ul, iar al treilea, este egal cu diferența dintre primul și al doilea. Al treilea. Calcul. Diferența dintre primul. Minus B. Corect. A minus B. Primul și al doilea. Suma lor este 144. Deci mamă cu informații că A plus B plus C egal cu 144. Dă-mi idei. Da. Avem de păi nu știu să știi că când dai ideea asta nu vreau deloc. Păi că nu știu să nu dai seama, să nu fie niciodată cu ideea asta, că mă, și pe mine mă influențez. Negativ. Eu tocmai, negativ, sigur că da. Și eu am o stare de învingător. Exact. Că am reușit-o pe prima. Da. Asta pe mine mă duce foarte tare sus. Că trebuie să fiu foarte atent, că și aici reușesc. Și acum mă concentrez că tu spui nu știu. Și am mai aruncat, știi, ca într-o groapă. Ia mai iau, mai iau dată. Și că primul din 3 ori mai mare decât al doilea. Hei, iar al treilea, e diferența dintre ele. Diferența. Cel mai mic ar fi B-ul, zic eu. B-ul ar fi atâta. Iar A-ul e de 3 ori mai mare. O dată, de 2 ori, nu? Și de 3 ori. Ăsta cine este? A-ul. E un B, B, B. E de 3 ori mai mare. Deci A-ul e de 3 ori mai mare decât B-ul. Și diferența dintre A și B cât este, mă? Dacă din tot A. Adică 2 de B. Deci A, deci de din desen, A minus B, egal, trebuie egal cu 2B. Cu 2 se vede. Deci aici ce în loc de A minus B, cât se spune eu? A minus 2B. A minus B, păi în loc de A minus B, trebuie să cât e rezultatul? Cât este rezultatul? 2B. A, ca și cum aș fi spus aici în loc de A 3B, și din 3B scăzut un B, dar nu 2B. Deci vedeți că e desen foarte bine. A minus B e 2B. Ia să descriu încă o dată. Așadar. A-ul e egal cu 3B. C-ul e egal cu 2B. Am aflat că am muncit. Iar A plus B plus C poate la un loc fac 144. Deci, B-ul este ăsta. Mai iau o dată de seama. Eu nu mă bat, nu mă dau bătut. Ăsta e B-ul. A-ul este de 3 ori. 1, 2, 3. B, B, B. Ăsta este... Deci, ăsta e B-ul. Ăsta e A-ul. C-ul. C-ul câți de B? Doar 2 de B. 1, 2, 3.
de bea. Împreună, împreună toți adunați. Egal cu 144. Toți adunați 144. Adică câți litri ești? Câți ești în acolo? Hai să termină repede de scenă și să... 6. Cât sunt? 6 de bea. Asta era. Deci în loc de asta, să zic 6 de bea. 6 de ale de bea. Cauzi 3. 3 de bea. Eu rămân el singur. Și ăsta mai bine aici încă un bea. 2 de bea. Și beul 3 bea cu 2 bea și cu bea. 6 de bea. Pe desen se vede foarte clar 6 de bea. Deci, iată că 6 de ale de B, deci 6 de B, egal cu 144. Dacă 6 de ale de 144 împărțit la 4. Sigur că B-ul va fi egal cu 144 împărțit la cât ai spus? Împărțit la 4. La cât ai spus? La 6. La 6. La 6. Ia fă tu împărțirea, mă, că ești meșter aici. Ești okay. Profesor. Deci 144 să împărțim la... 6. Așa. Mergi de grai, nu mă lăsa în ceața și eu spune. Hai că rămân în urmă. 144 împărțit la 6, este egal cu 14, intră de 2 ori. Da. 6, 14, intră de 2 ori, 12. Corect. Rest 2, îl coborăm pe 4, 24. Da. 6 ori 4, 8, 16, plus 8, 20, și încă un 4, 6 ori 4. Deci 4, da? Da. Corect. Mi se scăpa 24 și sunt 12 și 2 ori și dublu său 4. Clar, foarte bine. Așa ți-am spus. Repere de astea să ai, când are un moment de nesiguranță, tu trebuie să ieși de încurcătură. Cât cu 12 o aflat el de 2 ori și iar de 12, 12, 24, plac și o numesc foarte bine. Deci cât este rezultatul? 4, 6, 24, nimic. Rezultatul este al unui singur B, e 24. Și acum spune-mi tu, cât este AU? AU este egal cu 24 ori 3. Așa, 24 ori 3. Și egal cu? 3, 4, intre. Nu, că e mulțire. 3 ori 4. 4, 12, 2 și 1 reținem. Da. 3 ori 2, 6 și 1, 7, 7, 72. B-ul rămâne, cât ai spus? B-ul 24. Iar C-ul? C este egal cu 24 ori 2, 48. 48. 24 ori 2, 48. Hai să scriu și eu așa. 24 ori 2 egal cu 48. Păi, care dintre noi a avut dreptate? Eu sau tu? Tu cum ai început de problema? Ai spus? Cum ai spus? Cum ai spus? Nu știu. Nu știu. Iar eu cum am început-o? Eu să dea cu spate și spun știu, o pot face. Așa trebuie să începi. Deci să gândești pozitiv, trebuie să... Că atunci că dă-și lupta cu necunoscutul. Și dacă tu spui, nu pot, dacă să mă ia genunchii, gata ești. S-au dus problema. Dar dacă tu spui, o fac, sigur o fac. Câte probleme avem acum? Două. Două. Ce a fost aici interesant? Nu, două a fost. Problema de înainte. Din testul ăsta. Mă interesează un lucru. Cu ce pleci tu de aici? Care sunt lucrurile importante cu care pleci? Nu știu. Păi nu pleci cu nu știu. Băi, Mario. Cu asta pleci tu. Da. Dragilor, să înțelege că îl face poante, nu știu, el pur și simplu, din spiritul de glumă pe care îl stăpânește în clipa asta, a făcut cea mai bună poantă. Cu ce pleacă? Deci cu nu știu. Da. Deci, cu partea pozitivă, invers de nu știu, știu. Și citim cu atenție. Știind că, să se afirmă știind că, de acum când zici și știind că, îți dă informații. Că al primul este de 3 ori al doilea. Am scris, am tradus.
că al treilea număr este diferența dintre ele. Am tradus între A și B. Și că suma lor, toată suma, este 144. Adică aici e să afli informația ta. Profesorul a făcut proba. E drept, m-am făcut proba, dar merge, o să te convinge la acasă, faci tu proba. Nu crezi? Merge sigur. Dar fii atent acum. Deci, ce ne oferă autorul în conținutul problemei este această informație. Și odată ce avem această informație, începem acum să fim foarte încrezători în noi. Și spunem, ha, acum fac. Ia să încerc eu și o chestie figurativă, poate mi-e să mai ușor. Că relațiile acestea, sigur, pentru unul experimentat, spune, îl bag pe A aici și 3 de B minus B fac 2B. Și îl cei 2B și atunci vine și în loc de A pune 3B, în loc de B lasă-ți, în loc de C pune 2B, le adună și fac 6B. Dar iată, dragilor, mai lesne de văzut este metoda figurativă aici. B, celălalt e 3B, diferența între ele înseamnă 2B, adică le iau încă o dată, B, 3B și 2B și toate adunate, cât de ușor numără, el zice 6 de ADB și am făcut repede problema. Deci, vedeți, algebric, simplu, dacă te duci acolo, dacă îți dai experiență, ori copiii nu au atâta experiență pentru început, probabil la sfârșitul clasa a treia vor avea această îndemânare să facă chestiile acestea, dar eu am mers și figurativ ca să fiu și cât mai aproape de copii. Mergem repede să vedem și a treia problemă. Am încredere că pot. Nu știu. Abandonăm ce? Abandonăm și acolo. Nu pot. Să vedem că ți scot la tablă acum. Fac chestia asta, ți scot la tablă ca să vadă toată lumea cât de mult. Cum de mult îți place ții la matematică și cum te concentrezi foarte tare. Ia să vedem acum. 3. Dacă știi. 2 am făcut. Ele sunt 4 de toate. Dacă am făcut 2 din ele le-am făcut, este un semn că am o șansă foarte mare. Pare să fie, nu? Să fie mai grea asta. Trebuie să fie una foarte tare. O furnică a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. Deci, furnica. Facem un pătrat. Și parcurge laturile pătratului în 48 de minute. Hai să zicem că pleacă din cortul ăsta și dă viteză furnică. Și se duce pe latul așa și închide aici până aici. Așa zice, furnica a parcurs laturile unui pătrat în 48 de minute. De timpul acesta în 48 minute. În cât timp a parcurs primele trei laturi? Deci, cele patru le parcurge în 48 de minute. În cât timp parcurge ea? Cum adică patru? Păi toate patru laturi, așa, pleacă de aici, ajunge aici, în 48 de minute durează asta. În cât timp? Cât timp durează până ajunge aici? Până ajunge aici, trei laturi. Asta e întrebarea. Păi, facem tot cu 48 împărțit la 4. Așa. Pentru că sunt 4 laturi, 48 împărțit la 4. Ia să vedem, 48 împărțit la 4. Ca să vedem cât durează o singură latură. Așa. 4, ai, am făcut... Așa, e bine. Alfonia. 4, e bine. Numărurile sunt altele. Deci, ne-am împărțit, da? 4 în 4. 4 în 4 o dată. 4, da. Nimic. De 2 ori și 8, nimic. 12. Și acum 3 laturi, în cât timp de fapt? 3 laturi. 12 plus 12 plus 12. Adică? Sau? Sau 12 ori 3. Ori 3. Tot. Deci timpul total pentru cele 3 laturi, hai să spunem așa, să duc o altă culoare. Deci cele 3, asta a fost mai simplă. A fost parcă o joacă de copii. E aici. Da? Deci 12, 12, 12. Deci timpul
timpul de la A la B, doar aici, timpul de la A la B, egal cu de 3 ori 12, egal cu 36 minute. Foarte repede. Și în sfârșit să vedem ultima problemă. Să se calculeze suma S. Asta care pe planul meu. Să vedem. Așa. Și mie și lui. Suma S egală cu 1 plus 2 minus 3 plus 4 plus 5 minus 6 plus 7 plus 8 minus 9. Deci, toate așa și la două sunt adunate, scăzute unul la următorul. Ea plus 2 adunate, scăzut celălaltul. Două adunate, scăzut celălaltul. Și în sfârșit, plus puncte, puncte, și mai departe, 97 plus 98 minus 99. Trebuie să aflăm numai mijlocul. Trebuie să aflăm numai care e cel din mijloc. Cel din mijloc? Da, numai atât. Păi 1 plus 2, fac 3. 3 plus 3? 0. 0 aici. Aici, da? 0. Din nou, 4 plus 5? 9. 9. 6, 3. Bun. Aici. 7 plus... 7 plus 8, 5 plus 5 plus 9, tot 3. 9 plus 9, nu, nu, 4. 15 minus 9, ești atent. 6. 6. Care ar fi următorul triplet? Tripletul acela? Tripletul acela care urmează ar fi 10 plus 11 minus 12. Știu rezultatul. Știi rezultatul? No. 10 plus 11 minus 12? Nu. Nu. 3 în 3. Foarte tare observație. Hai să mai probăm pe următoarea echipă. Plus, următoarea echipă ar fi, spune tot pe cealaltă echipă. 13 plus 14. 13 plus 14. Minus 15. Și spune și rezultatul, fără să faci calcul. Așa? 14. Da? Da. 12. Ia să facă prietenii noștri, că noi știm șmecherii. Da. Că vezi tu ce foarte șmecherii chestia asta. Asta mi-a plăcut foarte. 0, 3, 6, 9, 12. Dar la acesta, poți să îmi spui care va fi rezultatul? Poți să vă spun la rezultatul? Da. Care sunt numerele? Nu, 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 deci fă calculul deodată. 97 plus 99. Minus 99. E greu? Uite, mă, dacă ar fi fost 98, 98 minus 98, ar face 0. Dar mai este încă unul scăzut. Adică iau pe unul de aici și rămâne 96, îl lipesc la 98 și fac 99. Și 99 minus 99 face? 0. Și 96. Deci plus puncte, puncte, plus 96. Poți deci, să spun câte grupe sunt? Aici e toată problema. Deci suma S, zicem, S egal cu 0 plus 3 plus 6 plus 9 plus puncte, puncte și mai departe plus 96. Deci 3, 6, 9, 12. Mă interesează numerele? Mă interesează rezultatul adunării acestea. Să știi tu că asta mă interesează. Abia acum începe ieșitul frumos. 33. Că sunt 33 de numere grupate. 33 de grupe. Tu zici că sunt 33 de numere în toate? De grupe. 99. Împărțit la 3, pentru că sunt 3 într-o pereche. Eu vreau 6 ultimii, nu știu. Nu, nu, nu. Ia să vedem ce face. Să-l urmărim. Chiar are observație. De la 1 până la 99, din 3 grupate, sunt 33. Așa, că sunt 99 de toate. Și noi am făcut test. Înseamnă că ai și găsești 33 de numere, găsești. Ok?
Că din 3 în 3 sar așa. Da. Așa ar fi? Da. Băi, te cer cu mine pentru că e important să știi câți sunt. Sunt sigur 33. 3. De la 1 până la 99 sunt 99 din numere. Da. Grupate câte 3 într-o grupă. Da. 33 ori 3, 99. Excelent, gata, ai dreptate. Deci cu tot cu 0 ăsta. Și cu tot cu 0, că și el a ieșit dintr-o grupă. Aveți ar fi 34. Nu. Că de la 1 până la 99 sunt 33 din numere. De la 1 până la 3 nu sunt 3 numere. Da. De la 1 la 5 nu sunt 5 numere. Da. Corect ai gândit tu. De la 1 până la 6 sunt 6 numere. De la 1 până la 99 sunt 99 din numere. Și grupate câte 3 sunt 33 din numere. Dar și cu 0 ăsta. Da. Și cu 0 ăsta, da? Da. Dacă renunțăm la 0 ăsta, când are și o influență la mână, atunci câte numere sunt aici? 32. 32, sigur că da, 32. Trebuie să fie 32 de numere. Ei, hai să le scriem noi într-un fel. Egal mai departe. 3 ori 1, hai să zicem, 3 ori 1, 3 ori 1, plus 3 ori 2, că 6 e 3 ori 2. Da. Hai scrie. Da. Hai să fim în lucru, dar le-a rămas o ori ce a făcut. Deci 3 ori 1. Plus 3 ori 2, plus 3 ori 3, plus 3 ori 4, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 3 ori 32, 3 ori 32, plus 0. Și 0 ăsta nu mai pune, dar nici oras, 3 ori 32. Aici aș vrea să muncesc un pic, să te convinc pe tine de lucru. Uite. 3 ori 1 plus 3 ori 2 se poate scrie cât este rezultatul ăsta? Nu m-aș gândi că 2, fapt 9. Nu, da. Deci rezultatul de aici cât este? 3 ori 1, 3? Tu tot ești aici legat, da? Nu, acolo. 3 ori 1 plus 3 ori 2, da. 6, plus 3, 9. 9. Deci face 9. 9 plus 18. De ce eu plus 18? Lasă-mă atât la rezultatul ăsta. Eu mai pot scrie așa. Că e egal cu 3 plus 3 ori 1 plus 2. 3 ori 3, ai spus tu, nu? 3 ori 3, așa ai zis tu, că fac 9, da? E egal cu 9. Dar pe 3 ăsta nu pot scrie că 1 plus 2? Da. De acord, da? Hai să mai scriem așa. 3 ori 1, plus 3 ori 2, plus 3 ori 3, cât face ca rezultat? 3. 9 aici a fost. 9. Plus 9. 9 plus 9, 18. Face 18. Dar eu mai pot să scriu că este egal cu 3 ori 6. 1 plus 2 sau 3. 2 ori 9. 2 ori 9, dar lasă cu 3 ori 6. Și egal mai departe cu 3 ori... În loc de 6 zic 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. Uite-te tu la o șmecherie. O chestie care vreau să observi tu acum. Uite, 3 este și aici, este și din coace, este și din coace. Și a ieșit 3 pe lângă, înmulțit cu, a rămas din prima 1. Din a doua, plus din a doua, că 3 ori 2 ești în față. 2, din celălalt a rămas iarăși 3-ul, ăsta, și l-am scris aici. Da? Se cheamă asta, să mai le luăm o dată, că nu ți-e clar aici, nu? Nu ți-e clar și tu trebuie să fii foarte cinstit. Nu e clar, dar nu înțeleg de ce puneți în două moduri. Deci spunem două moduri? Da. Pentru că vreau să scot ceva în evidență, să fac legătura cu ieșițul de aici. Să fac legătura cu ieșițul ăsta de aici. Fii 3. Da, dar mai este ceva, că 3 plus 3 face 3 plus 3 ori 2 așa. Face 9. Da. Și 33
3 ori 3, 9. Plus încă 6. Sunt la 6. 15. Și cu 3? 15 și cu 3? 18. Adică din 9, 9. Poate să fie și din 9, 9, cu spui 2 ori 9. Dar eu am făcut legătura, drăguțule, cu ceea ce am aici. Eu sunt foarte atent și vreau să mă apropii de scrierea mea și cu șpecheria de aici. Vezi, 3 ori 1, plus 3 ori 2, plus 3 ori 3, m-am oprit până aici. Până aici. Și am zis că se poate scrie ca fiind rezultatul 18. Dar poate fi 3-ul ăsta care l-am pus cu roșu, înmulțit cu ce au rămas în fiecare termen. Din primul a rămas doar 1, din al doilea termen al doilea a rămas 2, că 3-ul a fost în față și eu cu toți am să mă înmulțesc. 3-ul, 3-ul. Da? Cu toți ăștia care sunt în paranteză, pe toți am să-i înmulțesc. Că am fost înainte cu fiecare în parte. Se cheamă asta proprietatea de distributivitate. O să distribuie mulțirea tuturor termenilor din sumă. Altfel, într-un limbaj, cum spun el, scoaterea în factor comun. Cum să mă duc eu la el acum? Adică îți prin exemple. De acestea să încerc. Mai fac încă unul. Uite, te rog să spui tu cum scrie așa. 4 ori 7 plus 4 ori 9 plus 4 ori 5. Egal cu. Poți să faci pe fiecare mulțire să-ți dea rezultatul, sau. Dar tot atât de șmecher este, sau ce mai șmecher este... 4, 5. Nu. Să scoți pe 4 un factor. 4 e factorul care se găsește peste tot. Și aici, și la ăsta, și la ăsta. Și 4 înmulți cu toți ceilalți care au rămas din termenul. Cine au rămas? Au rămas 7 plus 9 și plus 5. Deci 7 plus 9 plus 5. Hai să vedeți dacă ne dă același rezultat. Dacă aș fi făcut calculul așa cum era scris, 4 7 face cât? 28. 28. Plus 4 ori 9? 36. Da. Plus 4 ori 5? 20. Și că adunând aici face 56, 64, 84 parcă. 84 sau 86? Ia să vedem, 84, cred că. Da, 84. Dacă facem pe partea cealaltă, 8 ori. 7 și cu 9. Cât facem? 16. Cu 5? 21. Și 4 ori 21, fac tot 84. Deci e același rezultat. Și într-un mod, și în celălalt. Dragul meu, hai să întoarcem exercițiul nostru. Ce observ tu? Ce-i comun peste tot, peste tot? 3. 3-ul. Și atunci eu sunt și egal cu 3 pe lângă. 3 pe lângă. Cine? Ce a rămas din primul termen? 1. 1. Plus. Din al doilea ce a rămas? 2. 2. Plus. Din al treilea ce a rămas? Plus 3. 3. Plus. Plus 4. Plus 5. Plus puncte, puncte. Plus 6, plus... Până la 32. Și ca rezultat ar fi egal mai departe. Cu 3 ori. 3 ori. Ei, dragule, spune-mi cum calculezi tu suma asta, că eu abia aștept. Da, 32 împărțit la 2. Nu, spune o șmecherie. 1 cu 32, 33, dar nu mai văd, nu mai scriu. Asta era. Deci el observă că 1... plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, plus 30 și cât? 32. Ar face o primă echipă 33. Apoi, ăsta din față cine este? 31. Și cu 2 tot 33. Tot 33. Și să fac 3 cu cine a adunat pe urmă? 30. 3 cu 30. Nu în față, să află 30. Cred că trebuie să șterg asta. Este esențial acum. Fă-mi un pic de loc. Dar asta e miezul problemei de acum. Deci, 1 plus 2 plus 3
plus 4, plus 5, plus 6, plus puncte, puncte. Plus 32, în fața lui se află 31, apoi în fața lui se află 30, în fața celorlalți se fac 29, și pe urmă 28, și așa mai departe. Nu-i scriu pe toți, că sunt mulți descris. Și acum începem. Ia scrie pe tot. 1 plus 32, el îți fac 33. 3. 2 cu 31, fac 33. 3 cu 30, tot 33. 4 cu 29, 33. 5 cu 28, 5 cu 28, 33. Întrebarea este, câte echipe de 33 vom face? Aici este. 32. Cine îmi spune câte echipe de 33 vom face? Cât? 8? Da. Băi, mă gândește, băi. Câte numere sunt toate de toate? 32. 32. Da, când vreți la 2. Și aflăm, că noi câte 2 prindem, aflăm câte echipe sunt. Ar fi... 3, 2... Câte echipe de 33? Păi că dacă sunteți 32 și noi împărțim câte 2, câte 2... Câte grupe de astea, câte echipe de astea de 33? Hai, că te descurci. Cât? 16. Sigur că da. Sigur, 16 echipe de 33. Sunt 16 echipe de 33. În mod clar, ai putea să spui care sunt cele două din mijloc de aici. Ele sunt în mod egal. 16. Dar nu două de 16. Este și 16, da? 16 este și el ca număr. Este și 15. Este 15 plus 16 plus 17. Ei, 15 plus 16 plus 17. Care sunt cele două care fac 17 vecine? Cele două vecine. Uite, 16 și cu 17. 33. Astea sunt cele două din mijloc. Și în total, suma asta este egală cu 33 înmulțit cu cât? Câți de ani? Cu cât ai spus tu mai devreme? 16. Cu 16. 33 ori 16. Și dă rezultatul egal cu mulțește. 6. Păi mulțește, mulțește, când 33 sunt două cifre. 33 ori 16. Și tu, și tu. La asta, dacă urmărești, este teribil frumos. Punctăm așa ceva.